Salutare tuturor, bine ai venit pe canalul meu, sunt Antonio Inache, mă bucur că mă urmărești, nu uita să dai subscribe inclusiv pe YouTube, AntonioFit24 și pe Instagram dacă acest video îl vezi pe YouTube, la fel, AntonioFit24. Astăzi atingem un subiect extrem de important, cum să ne atingem obiectivele pentru noul an. Un subiect extrem de important, dar în același timp tratat cu indiferență de majoritatea dintre noi. Deseori la 12 noaptea, în seara de Revelion, spune: vreau ca anul acesta să fie mai bun. Vreau ca lucrurile să se schimbe. Anul acesta vreau rezultate mai bune, vreau o carieră mai bună, vreau să mă înțeleg mai bine cu soțul sau soția sau partenerul de viață, dar deseori ne conectăm doar în acel moment cu acea emoție pozitivă și acea emoție importantă cu privire la obiectivul nostru. Dar de cele mai multe ori, de fapt, nu știm ce vrem cu adevărat de la noul an. Primul aspect cu care trebuie să începem este o analiză destul de clară a ceea ce însemnat anul 2020 pentru voi. Știu că este greu și tendința umană este să începem cu o negație, cu ceva negativ, să ne gândim ce nu a funcționat în viața noastră, ce nu s-a legat, ce nu am realizat și probabil ne-am dorit foarte mult. Așa că singurul lucru care de multe ori îl aducem aminte la finalul anului este ce nu s-a întâmplat în viața noastră sau ce nu am realizat. Dar realitatea este că ați realizat extrem de multe lucruri importante în 2020, extrem de multe lucruri faine. Sunt foarte multe lecții pe care le-ați învățat. Și primul lucru pe care trebuie să-l faceți în acest exercițiu este să notați 4 lucruri care vă fac mândri de voi, 4 lucruri pe care le-ați realizat, 4 lucruri pentru care sunteți recunoscători în 2020. Așa că ia-ți 2 minute și concentrează-te și focusează-te care sunt acele 4 lucruri care te fac mândru de tine și mândru de ce ai realizat în 2020. După ce au trecut cele 2 minute și ai scris cele 4 lucruri, ia-ți încă 2 minute pentru a scrie 4 lucruri care n-au funcționat la 2020. 4 lucruri care nu te-au făcut poate mânduri de tine. 4 aspecte ale vieții tale pe care ți le doreai. Așa că ia-ți încă 2 minute pentru a scrie aceste 4 lucruri care nu s-au legat în 2020. Și acum da, 2021. Ne vom focusa acum pe 2021 și al doilea lucru extrem de important pe care trebuie să-l faci este să găsești un loc liniștit din casa ta, fără să ai distrageri și să ai un pic de timp cu tine pentru a face acest exercițiu extrem de important din punctul meu de vedere. Și acum, hai să vorbim despre 2021. Știu că este un aspect important pentru tine pentru că tendința noastră este să evoluăm. Vrem să fim mai buni, vrem să devenim o versiune mai bună a noastră și dorim ca anul care urmează să fie mai bun decât anul care a trecut. Nu cred că este o persoană care spune: nu vreau ca anul 2021 să fie mai bun decât 2020. Clar, ne dorim un an mai bun. Așa că nu trebuie să tratăm asta cu superficialitate. Ca să fie un an mai bun, trebuie să facem lucrurile ca atare. Parte din plan este să ne scriem 8 obiective, 8 scopuri clare cu care să ne conectăm pentru 2021. Așa că trebuie să ții un pic de timp să scrii aceste 8 scopuri, 8 obiective pe care le ai în 2021. Dar înainte să începem, vreau să te atrag cu ceva foarte interesant. Vreau să spun ceva ce s-a întâmplat în 1979 la celebra universitate Harvard. Cu siguranță ai auzit de Harvard și acolo au fost câțiva absolvenți de la grupa specifică de business și acești absolvenți au fost întrebați: a stabilit obiective scrise și ați creat un plan pentru stabilirea lor? Aceasta a fost întrebarea. Repet, a stabilit obiective scrise și a creat un plan pentru stabilirea lor? Și înainte de absolvire, rezultatul a fost următorul. 84% din întreaga clasă nu avea niciun scop stabilit. 13% din elevi și-au scris obiectivele, însă ele nu aveau niciun plan concret. Doar 3% din elevi și-au scris obiectivele și aveau planuri concrete. Repet, doar 3% din elevi și-au scris obiectivele și aveau un plan concret pentru viața lor. Haideți să vedem ce s-a întâmplat după ani și ani. Și ce credeți? 10 ani mai târziu a sosit momentul concluziilor. Cei 13% care și-au notat obiectivele, însă nu aveau niciun plan concret, făceau de 2 ori mai mulți bani decât cei 84% care nu-și stabiliseră niciun țel. Însă rezultatul uimitor este în legătură cu restul de 3% din elevi care și-au scris obiectivele și aveau și planuri concrete. Ce credeți că s-a întâmplat cu cei 3%? Aceștia făceau de 10 ori mai mulți bani decât restul din clasă. De 10 ori mai mulți bani decât restul din clasă pentru că și-au scris obiectivele și au și făcut un plan. Deși totul s-a întâmplat cu 10 ani în urmă. De ce este important să-ți notezi scopurile? De ce e important să-ți notezi obiectivele? Pentru că te vei conecta cu ele.
De ce e important să faci un plan, chiar dacă ești la început de an, chiar dacă poate în mintea ta în acest moment nu știi de unde să începi, nu știi cu ce să începi, nu știi de unde să o iei, nu știi care este planul potrivit pentru tine. Stai liniștit, lucrurile poate să vină și pe parcurs. În schimb, obiectivele și scopurile tale trebuie să vină acum și trebuie scrise acum. Cum trebuie să scriem obiectivele? Cineva care poate vrea să slăbească, o să scrie și o să aibă tendința să scrie: vreau să slăbesc în 2021. Dar prima mea recomandare mare aici este să nu tratăm superficial lucrurile. Concret, vreau să-mi fac abonament la sală, să mănânc mai sănătos, să-mi schimb dieta, să renunț la dulciuri, să slăbesc 3 kg pe lună și în total să slăbesc 20 de kg. E, acest este un obiectiv scris corect și nu tratat superficial. Ți-a oferit și un mini plan de acțiune în interiorul scopului tău. De exemplu, cineva spune: vreau ca în 2021 să am propria afacere. Și atât, doar asta scrie. Deja, dacă doar asta am scris, am tratat superficial scopul pe care îl avem. Este important să scrii ce tip de afacere vrei, cât vrei să produc în primul an, concret care sunt obiectivele, care este profitul pe care vrei să-l ai în afacerea respectivă. Chiar dacă poate nu te gândești la profit în primul an, cât vrei să produci, câți clienți vrei să ai, în ce domeniu vrei să activezi, care este planul tău de acțiune, care sunt punctele tale forte, tot, scrie tot ce-ți vine, fii dezlănțuit. Așa că nu trata cu superficialitate scopurile, notează 8 obiective, detaliază-le și am o veste bună pentru tine. Trebuie să rămâi cu 4 obiective prioritare pe care vrei să le realizezi în 2021. De ce? Pentru că este aproape imposibil să realizezi 8 aspecte importante din viața ta, 8 scopuri mari, 8 obiective mari din viața ta să le realizezi într-un an de zile. Puțin sunt cei care reușesc. Așa că hai să ne rezumăm la 4. Cum facem să vedem care sunt cele 4 mai importante? Pentru că avem 8, acum toate par importante pentru noi. Dar noi trebuie să le dăm un număr, în funcție de prioritate. Dacă timpul pe care vreau să-l petrec cu familia mea este cel mai important aspect pentru mine în 2021, atunci eu o să-i dau nota 1. Este cel mai important pentru mine, este numărul 1 prioritar. Numărul 2, vreau să-mi dezvolt propria afacere, vreau să fiu mai productiv în afacerea mea sau vreau să câștig mai mulți bani, câți bani vreau să câștig, normal, îmi notez asta. Dacă acest aspect pentru tine este al doilea cel mai important, scrie-l. Unde vreau să bat este că trebuie să dai câte o notă, câte un număr la fiecare obiectiv, de la 1 la 8, pentru a vedea care de fapt este cel mai important pentru tine. Și următoarele 6 luni din 2021, focusează-te doar pe primele 4. Sper că este clar pentru voi până acum, așa că mergem mai departe. Următorul aspect extrem de important este cum facem să ținem flacăra aprinsă. Cum facem să ținem aceste 4-8 obiective in fire, să le simțim bine, 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 inclusiv în inimă, în stomac și să le avem inclusiv în minte în fiecare zi din viața noastră. Un aspect important este că trebuie să conectăm o emoție la fiecare scop, la fiecare obiectiv pe care ni l-am propus. Ce înseamnă că trebuie să conectez o emoție? De exemplu, vă zic un pic ceea ce a însemnat obiectivele pentru mine în momentul în care mi le-am setat în urmă cu 2 săptămâni. Unul din obiectivele mele principale, din cele 4, este să petrec timp de calitate alături de copiii mei și alături de soția mea, alături de familia mea. Timp de calitate, în vacanțe faine, timp cu ei, să simțim că trăim în adevăratul sens al cuvântului, să ne bucurăm de viață, să mă bucur de ei, ei să se bucure de mine și să le ofer toată energia mea. Și în momentul în care am făcut acest exercițiu, m-am conectat, am închis ochii, mi-am imaginat cum suntem într-o vacanță în Bali împreună, cum alerg cu copiii mei pe plajă și soția ne face poze, sau eu le fac poze lor, sau cum ne filmăm reciproc. Asta înseamnă să te conectezi cu scopul tău și asta înseamnă să atașezi o emoție obiectivului tău. Și doar în acel moment, obiectivul tău devine serios din toate punctele de vedere. Așa că, chit că vorbim despre bani, chit că vorbim, poate obiectivul tău este să te lași de fumat, conectează emoția acestui lucru. Inclusiv poți să atașezi o emoție negativă. Dacă nu te lași de fumat, ce se poate întâmpla? Dacă nu te lași de alcool, ce se poate întâmpla? Și în acel moment, crede-mă, scopul tău va deveni mult mai puternic. Următorul aspect, trebuie să ai niște ritualuri zilnice. Ce înseamnă aceste ritualuri zilnice? Îți recomand să te trezești dimineața și să-ți iei timp să notezi pe foaie 5 lucruri pentru care ești recunoscător, 5 aspecte din viața ta pentru care ești profund recunoscător.
momentul în care le notezi, la fel conectează-te cu emoție, concentrează-te, eventual închide ochii la fiecare punct pe care l-ai notat și spune mulțumesc, mulțumește lui Dumnezeu sau Universului sau cui vrei tu să-i mulțumești că ți-a oferit acele lucruri în viața ta. Următorul aspect pe care trebuie să-l faci este să notezi cele 4 obiective pe care tu le ai și pe care tu ți le-ai propus pentru 2021 și să pui o întrebare la fiecare și să o scrii. Ce fac eu astăzi pentru ca scopul meu să devină realitate? Ce fac eu astăzi pentru ca scopul meu numărul 2 secundar să devină realitate? Și așa treci la cele 4 obiective principale pe care tu le ai în 2021. Următorul aspect important, și acesta este ultimul, este o întrebare, de fapt, profundă și importantă. Ce fel de persoană trebuie să devin eu pentru ca obiectivele mele să se realizeze în 2021? Repet, ce fel de persoană trebuie să devin eu pentru ca obiectivele mele să se realizeze în 2021? O întrebare profundă, o întrebare importantă, dar realistă în același timp. Dacă noi nu devenim o versiune mai bună a noastră, dacă noi nu evoluăm, dacă noi nu ne focusăm în această direcție, s-ar putea ca obiectivele noastre să nu se realizeze pentru că noi nu am evoluat. La fel, gândiți-vă în câte aspecte ale vieții noastre noi trebuie să evoluăm ca oameni. Dacă tu vrei să dezvolți o afacere, trebuie să evoluezi prin comunicare, nu doar să fii bun la numere. Trebuie să începi să citești anumite cărți de dezvoltare personală, anumite cărți de afaceri, să studiezi un pic ce se întâmplă în alte afaceri. Ai nevoie de studiu, ceea ce înseamnă că te face pe tine un om mai bun, mai puternic. Te scoate pe adevăratul tu la iveală. Repet a treia oară, ce fel de persoană trebuie să devin pentru ca obiectivele mele să se realizeze în 2021. Așa că focusează-te pe asta și este extrem de important și să ții cont de asta. Și acum urmează ultimul exercițiu și promit că este ultimul pentru voi. Vreau să-ți imaginezi că ești la final de 2021 și ai obținut tot ce ți-ai propus. Vreau să te felicit, vreau să te bucuri, vreau să simți acea emoție pozitivă în momentul în care știi că ai realizat absolut tot. Imaginează-ți că ești în zona Bradului sau undeva cu familia ta de Revelion, că ești la munte, că ești cu cei mai buni prieteni ai tăi și te privești tu pe tine cu mândrie pentru tot ce ai făcut și pentru tot ce ai realizat. Și să spui ție, bravo, bravo și să spui pe nume, în momentul în care îți imaginezi asta. Bravo Maria, bravo Antonio, bravo Andrei, felicitări, cele 4 obiective pe care tu le-ai avut, obiective serioase, obiective mari, le-ai realizat. Ai făcut tot ce ai putut pentru asta și vreau să te felicit. Și eventual, bonus, puteți să vă scrieți o scrisoare cu data 31 decembrie 2021 în care voi vorbiți cu voi, în care vă scrieți, felicitări Antonio, anul ăsta a fost un an poate greu, poate dificil, au fost provocări, dar ai dat tot ce ai mai putut, ce e mai bun din tine. Ai realizat lucrurile pe care ți le-ai dorit și scrie acele lucruri. Așa că personalizează-ți o scrisoare pentru tine și este poate un ultim exercițiu suprem pe care poți să-l faci pentru că anul 2021 să fie extraordinar pentru tine. Felicitări că ai rezistat până la final. Felicitări că ai fost atent cu mine până la final, dar ce este cel mai important este momentul în care închizi acest video să-ți găsești acele 10-15 minute pentru tine pentru a aplica tot ce te-am învățat în exercițiu. Dacă cumva ai uitat vreunul din pași, ia telefonul cu tine în acel loc liniștit și ascultă care sunt pașii pe care trebuie să-i urmezi pentru a-ți crea un viitor mai bun în 2021. Așa că, cu astea fiind spuse, să aveți un 2021 extraordinar, da? Că e special, nu uita că ești bun, că ești minunat și că poți realiza absolut orice în viață dacă îți propui cu adevărat. Nu uita să dai share la acest video prietenilor tăi, nu știi pe cine poți ajuta, nu știi pe cine poți impacta și viața lui să devină și mai extraordinară decât este deja sau poate chiar vei ajuta o persoană să se ducă către obiectivele lui cu mult mai accelerat pentru că a urmărit acest video și a aplicat acest plan. Vă mulțumesc la mulți ani, să aveți un 2021 grozav!